Mă bucur foarte mult de asemenea să pot vorbi despre cartea aceasta lui Kundera, dintr-un motiv simplu, fiind eu mare admirator al lui Kundera, cărțile lui anterioare m-au cam dezumflat. M-au lăsat puțin în surma slav. Cartea asta, în schimb, m-a entuziasmat, așa cum au făcut-o cărțile lui Kundera cele mari, care m-au făcut să mă îndrăgostesc aproape de el. Pentru că, așa cum spunea și Radu Paraschivescu și, mă rog, m-a spus și Lidia Bordea înainte, deși e o carte aparent subțirică, micuță, e o carte foarte densă. E o carte care pune în ea exact atât cât ești dispus să-i dai și o să vă explic imediat ce înseamnă asta. Titlul ei, cel pune însemnătatea, se poate traduce și, o variantă ar fi și sărbătoarea nesemnificării. Cartea asta îți dă atât cât ești dispus tu să-i dai să semnifice, ea poate să-ți dea. Și o să vă explic, fără să fac pe spoiler, nu o să vă povestesc ce se întâmplă în ea neapărat. La un prim nivel poate să fie o poveste de 100 de pagini, foarte amuzantă, a unor prieteni din Paris, de diverse vârste, dar niciunul cu adevărat tânăr, trecuți de tinerețe, deci care discută între ei prețioși și vieux stil despre lucruri serioase, dar trăind într-o lume complet neserioasă. Încep să face un mic eseu asupra buricului. Unul dintre ei face un eseu personal asupra erotismului buricului, pentru că toate fetele din Paris, și nu numai din Paris, după cum știți, umblă cu buricul la vedere și se întreabă care e legătura semnificantă, ca să mă leg cumva de titlu, dintre buric și erotism, pentru că știe ce înseamnă erotismul coapselor, al feselor, al sânilor, al ochilor, dar al buricului ăsta e ceva nou. Vorbesc despre Stalin, cum zicea Radu Paraschivescu. Cum Stalin le spunea o minciună gogonată celor din biroul politic care conducea URSS-ul și cum doar Hrușciov avea curajul să-l contrazică, iar Stalin apoi trăgea cu urechea la felul în care nu jurau ei în toalete, la pisoare. Și continuă așa, la nivel foarte amuzant și scris cu mână de maestru, poți să-l citești doar așa, ca 100 de pagini de comic pur, făcut cu mâna de maestru, l-ai terminat și ești satisfăcut că ai citit un românel comic. Dacă ești dispus să dai puțin mai mult, semnificarea ta să devină mai generoasă, înțelegi că povestea despre Stalin, de pildă, e o poveste, din nou, despre nivelurile de realitate. Stalin nu doar că le spunea o minciună, Stalin îi provoca să accepte realitatea lui. Nu făcea doar o glumă mințindu-i, așa, ci era verificat să vadă cât poate să-i pună el din nivelul de realitate. Verifica pe ei cât de mult poate să falsifice istoria și realitatea și să-i poată să devină falsificarea lui credibilă în ochii celorlalți. Deci poate să fie o fabulă, de fapt, despre cum se stabilește sensul istoriei și cum se stabilește realitatea prin convenția asta între cel care o impune și cel care o acceptă. Dacă îi dai și mai mult, dacă ești dispus să dai încă un nivel de semnificare, poți să înțelegi că e de fapt un roman care face ce? Într-un roman anterior foarte important al lui Kundera, Vera, care e soția naratorului autor, spune: aș vrea să scrii cumva o carte foarte scurtă, care să fie în același timp și foarte serioasă și foarte comică și foarte serioasă. De fapt, Kundera se ține de o promisiune pe care ne-o face într-un roman anterior. Ne promite că ne va da un roman de final, un roman de maestru scurt, care să aibă acel dublu joc despre care vorbea înainte Lidia Bordea. Dacă ești dispus să dai și mai mult, înțelegi că această neînsemnătate este, de fapt, corespunde cu ce numea Cioran cumva inesențial. Cioran spunea, scriitor poate să fie numai cel care are ochi pentru inesențial. Sau în altă parte zicea, numai inesențialul e esențial în literatură. Neînsemnatul e, de fapt, cel care face literatură. Și mai există nivele mai multe, nu vreau să insist asupra lor. S-a făcut în critica franțuzească destul. Există, de pildă, în Nemurirea, secțiuni întregi în care Goethe și Hemingway se plimbă prin paradis, îmbrăcați în bermude colorate și vorbesc despre tot felul de comicării și lucruri serioase în același timp. Și s-a spus că răspunde acest roman dialogurilor din Nemurirea dintre Goethe și Hemingway. Deci, iată, în 100 de pagini, de fapt, încap enorm de multe lucruri și puse acolo fără ostentație, fără să-ți scoată ochii, cu o mână de maestru. Poți să vezi în romanul ăsta cât ești tu dispus să vezi și cât ești tu capabil să vezi, de fapt. E un tur de forță, e un fel de... Și asta e performanță. Într-un roman cu o lamă de cuțit, să pui atâtea sertare.
e, repet, un tur de forță care, chiar și pentru un cititor care a luat acum pentru prima dată o carte de Kundera, sunt convins că l-ar face să se îndrăgostească de autorul acesta minunat. Doamna